Bine v-am găsit! Suntem ceea ce mâncăm, spune un aforism modern și trebuie să recunoaștem că el conține un mare adevăr. De altfel, explozia de obezitate planetară din ultimele decenii ne arată că ne îndepărtăm tot mai mult de o viață armonioasă. Iar hrana proastă, super procesată, obținută din surse îndoielnice, este, după opinia mea, cauza principală a acestui fenomen. Din fericire, sesizăm o tot mai mare preocupare la nivel global pentru alimentația bio, pentru consumul alimentelor naturale ecologice. În această direcție, românii se dovedesc foarte inventivi, soluțiile lor putând să schimbe lumea în bine. Pentru a vă convinge că este așa, îl am astăzi invitat în emisiune pe domnul inginer Ioan Hosu, un inventator și om de afaceri român, stabilit de mulți ani în Canada, unde și conduce o societate comercială specializată pe exact pe domeniul pe care noi îl abordăm astăzi. Domnul Hosu are o experiență de peste 25 de ani în antreprenoriat și a dezvoltat o serie de produse revoluționare ecologice destinate agriculturii și zootehniei. Domnule Hosu, sunteți de puțină vreme în România, v-ați întors motivat de mai multe lucruri. Înainte de a intra în detalii legate de tehnologiile pe care le creați dumneavoastră, spuneți-mi care este impresia, nu știu de cât timp, când ați fost ultima dată în România? Ultima dată am fost anul trecut. Cu ocazia venirii papei în România. Am petrecut câteva zile în România. A fost destul de plăcut. Și acum am venit de câteva zile în acest scop să vedem ce se poate face în România cu aceste produse. Care este impresia, adică față de Canada, față de mentalitatea, filozofia de viață de acolo, care sunt diferențele? Cum putem vedea România prin ochii unui om care trăiește totuși de o viață în Canada și s-a adaptat unui alt mod de a privi lucrurile? Lucrurile se mișcă puțin mai greu în România decât în Canada, dar din ceea ce am văzut, adică cu ce a fost cu ani de zile în urmă, se vede totuși că țara s-a dezvoltat, dar încă nu s-a ajuns unde ar trebui să ajungă. Asta este părerea mea. Mentalitatea oamenilor este cumva începe să se schimbe, în sensul că sunt în magazine, de exemplu, sunt mai serviabili, deci se poate discuta altfel cu oamenii. Înainte de a discuta despre produsele dumneavoastră, vreau să lămurim pentru telespectatori care este situația cu pământul în acest moment la nivel mondial, cu plantele, într-o agricultură, într-un sistem care este concentrat, se bazează în mare măsură pe îngrășăminte chimice, pe pesticide, pe erbicide, totul chimicale. Se vorbește foarte mult și să discutăm într-un alt episod despre deșertificarea solului la care contribuie aceste îngrășăminte chimice. Spuneți-ne, și o subliniez pentru telespectatorii, care sunt consecințele? Pentru a începe, pentru a vă spune așa părerea mea, părere personală, deci nu e ceva, nu toți oamenii au aceeași părere, trebuie să vă spun așa. În primul rând, când am plecat din România și m-am stabilit în Canada, primul lucru pe care l-am observat, te duci și cumperi o roșie, de exemplu, într-un magazin, dar roșia respectivă n-are gust. Este ca și cum ai mânca ceva, o bucată de cauciuc, nu are gust. Sunt, în general, fructele nu au gustul pe care îl aveau aici în România. Și trebuie să vă spun de asemenea, întorcându-mă în România, mergând la piață chiar în obor, am întrebat pe niște țărani care vindeau la piață, i-am întrebat, zic, de unde vin aceste? Că vin din România. Într-adevăr, din România. Ia dă-mi și mie să gust din asta. Gustul s-a schimbat.
De ce? Pentru că au început să folosească tot felul de chimicale, nu mai au același gust, nu mai au nici aceeași valoare nutrițională, trebuie spus. Așa este, chiar am remarcat și eu acest lucru. Nu putem conta neapărat pe faptul că cumpărăm de la un țăran în piață un produs agricol. O roșie, un castravete, un cartof, pentru că și țăranul român s-a obișnuit să folosească îngrășăminte chimice, să folosească chiar și ierbicide dacă are un pic de agricultură, dacă face un pic de agricultură personală, și atunci nu mai e o diferență foarte mare între produsele realizate de marile corporații care numai cu asta își tratează plantațiile de diverse produse. Și țăranul român face la fel. Și este clar că toate aceste lucruri au consecințe asupra sănătății, pentru că așa cum spuneați, nu numai că acel fruct sau acea legumă nu mai are gust, dar ea nu mai are nici proprietățile nutritive, dimpotrivă, dacă ar fi măcar atât, că nu are gust și nu are toate aceleași proprietăți. Dar toate aceste produse alimentare vin și aduc în corpul nostru o serie de substanțe nocive pentru organism, pentru că toate acele substanțe chimice care s-au băgat în pământ, cu care s-a stropit, ele sunt preluate într-o anumită măsură și de plante și sunt aduse în farfuria noastră cu această ocazie. Trebuie să spun că am fost chiar surprins. Acum câteva zile am văzut un articol în ziar cum trei copilași au murit mâncând din niște struguri care au fost stropiți cu insecticide. Deci aici, în România, s-a întâmplat treaba asta. Deci, dacă începem să analizăm toate aceste lucruri, atunci vedem că nu contează chiar dacă iei acest produs care a fost stropit cu pesticide, insecticide, unde s-au folosit tot felul de îngrășăminte chimice, chiar după ce sunt spălate bine, tot există anume mici urme de aceste chimicale care sunt într-adevăr nocive. Dacă ne uităm, haide să dăm ceasul înapoi cu, știu eu, 50 de ani. Acum 50 de ani în România, dacă se auzea de cineva că are cancer, asta era ceva, domne, cum a făcut cancer? Sau de ce a făcut cancer? Dar astăzi este cancer, este Alzheimer, este o listă întreagă de boli. De unde vin acestea? Eu zic, din alimentație, din mediul înconjurător care este poluat. Stresul, sigur, toate contribuie, dar alimentația este un factor principal. Da. Și marea problemă astăzi este că pământul este deja infestat cu substanțe chimice, a fost atât de degradat în decenii și decenii de agricultură intensivă cu astfel de produse, încât suntem într-un cerc vicios. În sensul că nici nu mai poți face agricultura acum fără îngrășăminte chimice, fără pesticide, fără ierbicide, pentru că totul s-a adaptat acestor agresiuni și dacă nu știi, nu ai o altă soluție pe care dumneavoastră o aveți și despre aceasta vom vorbi astăzi, cei care nu au o soluție n-au cum. Dacă nu dau cu îngrășăminte chimice, dacă nu folosesc pesticide și ierbicide, nu pot să facă producție. Plantele se mor sau producția este slabă sau este plină de tot felul de probleme de sănătate. Este clar că nu numai în România, ci peste tot există o mare problemă provocată de această agricultură intensivă care folosește substanțe chimice în exces și care a creat o dependență de ea prin faptul că aceasta a fost practica de foarte mult timp. Cum rezolvăm această situație? Ce soluție aveți dumneavoastră pentru a gestiona problemele nu numai ale solului, ci și ale plantelor în sine? Bun, pentru început, ați vorbit de aceste îngrășăminte chimice, de aceste pesticide, ierbicide ce s-au folosit. S-au făcut multe cercetări la nivel internațional unde s-a dovedit că cu cât adaugi mai multe chimicale, stropești plantele sau pui în sol, cu atât solul devine mai infertil. În sensul că din ce în ce mai mult, adică ai adăugat anul acesta o cantitate de chimicale, peste un an, doi, trei, trebuie să pui mai mult și mai mult
deja nu mai produce. Solul nu mai produce și România are, din câte am văzut, la ora actuală sunt probleme foarte mari în agricultură. Bun, ce am făcut? De ani de zile am lucrat la elaborarea unor îngrășăminte, nu le-aș numi chiar îngrășăminte, le-aș numi niște biostimulante care pot fi pentru folosite sol? Pentru sol, pentru plante care pot fi folosite în agricultură, sunt de natură organică. Aceste produse au fost testate și în România, printre altele. Unul dintre ele a fost înregistrat și în România, dar nu m-am limitat numai la plante, dar și la zootehnie, la parte de zootehnie, la parte, știu, avicolă, să vedem ce se întâmplă cu acestea. Bun. Unul dintre aceste produse, pentru a vorbi despre plante, unul dintre aceste produse conține cam tot ce are nevoie planta pentru a se dezvolta foarte bine și s-a dovedit în, de exemplu, în Panama, în Guatemala, în Cuba, în Statele Unite, s-au făcut multe teste și s-a pe acest produs la dumneavoastră. Pe acest produs și au fost înregistrate în Statele Unite, în diferite părți a Statelor Unite, în Florida, în Texas, în Georgia. Au fost înregistrate aceste produse. În Panama, de asemenea, înregistrate, în Guatemala, înregistrate, în Cuba, înregistrate și înregistrarea respectivă nu se face decât prin teste. O serie de teste care validează proprietățile. După aceea teste de câmp și așa mai departe. Deci, dacă aceste produse s-ar aplica la nivel global sau să zicem numai la nivelul României, aș îndrăzni să spun că un minim de 30% de creștere de productivitate, ar exista. Și asta în condițiile în care s-ar reduce simțitor aportul de substanțe chimice exact, tradiționale. Exact, de ghilimele tradiționale, că da. Da, exact. Dacă acestea s-ar aplica în combinație cu alte fertilizante organice, de exemplu, o fertilizare de bază organică. Este celălalt produs al dumneavoastră? Nu, asta ar putea să fie cam orice alt tip de compost, să spunem, care s-ar putea aplica solului. Dacă s-ar aplica împreună cu acestea, atunci agricultura ar ajunge la un nivel care ar fi o invidie oriunde în lume. Și de ce spun treaba aceasta? Agricultura ar deveni o agricultură organică, biologică. Ce înseamnă treaba aceasta pentru o țară, pentru un fermier? Înseamnă că ar putea să-și vândă produsul la un cost de cel puțin 2 ori mai mare decât produsele chimice. Chiar și de 3 ori mai mare. Asta se întâmplă în Canada, în Statele Unite, probabil și în Europa de Vest. Vedem aceleași prețuri. Dar produsul de bază de care voi vorbi acum, care se cheamă BioAgro, așa a fost înregistrat în România, în alte țări s-a înregistrat ca IHO-BIO. Acesta a demonstrat o creștere de productivitate de, în unele cazuri, ajunge peste 300%. Deci este al doilea produs? Nu, primul produs. Tot primul produs? Tot primul produs, peste 300%. Cum se administrează el? Că nu este clar. Se dizolvă în apă, într-o anumită concentrație, este o administrare foliară, foarte puțin, să spunem. Adică se stropesc plantele cu acest produs. Da, deci nu este un fertilizator al solului, ci nu. direct al plantelor. Direct al asta plantelor. Înseamnă că plantele absorb prin frunze, da, prin tulpin, substanțele nutritive. Da, s-au făcut probele respective, dar așa fac. Plantele absorb prin rădăcini,
prin frunze, prin tulpină, prin fructe, prin flori. Și atunci această soluție este foarte eficientă pentru că acționează direct. Nu introduce în sol ca planta după aceea să se lupte să-și extragă substanțele, ci direct pe corpul plantei. Planta absorbe aceste substanțe și o potențează pe toate direcțiile. Trebuie ca acest produs să fie folosit de mai multe ori în perioada de creștere a unui anumit tip de culturi sau e suficient o singură dată și... Nu, acest produs se folosește, se stropește de 3 ori, deci la un interval de 2 săptămâni, de 3 ori și asta este pe un interval de cultură, să spunem, nu? Da. Deci... Costurile sunt mari? Nu. Costurile, dacă s-ar folosi... Hai să dăm un exemplu, un hectar de ceva, unde aveți... Un hectar de ceva, de exemplu, să spunem, în Statele Unite s-a vândut la $72 pe galon. Un galon este aproape 4 litri, deci se folosesc 6 litri la hectar, câte 2 litri de fiecare, Deci dată. Vorbim la un hectar... Care a fost costul total? La un hectar, costul total, să spunem, $100 la hectar. Pentru trei aplicații. Deci costul este extrem de mic în condițiile în care, dacă vorbim de o creștere de 30% și în anumite cazuri chiar de peste 100% sau, cum ați spus... Ajunge peste 300%. Așa, exemplu, atunci investiția într-un astfel de produs este... Foarte mică și trebuie să fii nebun dacă cunoști existența acestui produs și este dovedită că funcționează, să nu investești în el. Plus că îți reduce contribuția de substanțe chimice. Mi se pare un lucru care neapărat trebuie băgat în seamă de autoritățile românești, pentru că România suferă în acest moment, pe partea de agricultură, de multe lucruri. A început și deșertificarea solului în anumite zone din România, deci nu stăm bine deloc. Mai aveți ceva de spus în legătură cu acest fertilizator al plantelor? Aș avea foarte multe de spus, dar aș vrea să mă refer la un alt produs pe care l-aș propune totuși pentru România și acesta s-ar baza, un produs care ar putea fi dezvoltat în România, s-ar baza pe microbiologie moleculară. Asta ce ar face, s-ar colecta anume microbe, anume microorganisme deja prezente în sol, s-ar multiplica aceste microorganisme, s-ar aplica solului și aceasta ar da viață solului. Deci, se știe la facultățile de agro din țară, se studiază componența solului și multitudinea de microorganisme care există în sol, care sunt vitale pentru buna funcționare, ca să spunem așa, a culturilor și care sunt distruse de îngrășămintele chimice, exact, de agresiunea aceasta chimică. Exact. Și atunci e o altă soluție pe care o aveți, care permite refacerea solului cu microorganisme, acele microorganisme benefice, așa cum și noi avem tot felul de bacterii, avem miliarde de mici făpturi în corpul nostru, care în realitate contribuie la bunul mers al fiziologiei fiecăruia. Corect. Și atunci este, până la urmă, sunt produse care ne întorc la vremea în care pământul era sau contribuie la acest proces de recuperare a solului și de refacere a plantelor în drumul spre o cultură agricolă bio. Așa este. Și astăzi, și acest lucru contribuie la sporirea productivității? Da, și acest lucru contribuie la sporirea productivității. Am vorbit probabil de încă un 15-20%. Numai aplicând. Și asta se aplică la nivelul solului. La nivelul solului. Sau se și ară ca să se amestece substanța. Păi bine, bineînțeles, solul trebuie arat, afânat și atunci se aplică. Nu vreau să spun că se aplică înainte de arat sau... După arat. După arat și se poate amesteca cu și acest primul produs se poate aplica și solului, dar ce este bine, se pot amesteca cele două
Și a, și atunci când se stropește, se stropește și atunci, planta și solul planta și ajunge, da, și ajunge. Iar ploaia oricum, chiar dacă mai spală frunza sau introduce în sol și solul se îmbogățește oricum cu aceste substanțe și planta are de câștigat. Și celălalt produs de independență de structura solului, vorbim de 1 a 2 litri. Deci acesta al doilea produs, 1-2 litri, și ăsta cât costă? Acesta în jur, până în 30 de dolari pe... Deci am putea spune că cu 150 de dolari pe hectar, trei momentele în care se difuzează aceste substanțe asupra plantelor și solului, ajută la refacerea solului, ne ajută să mergem spre o producție cât mai sănătoasă și mărește productivitatea cu, dacă adunăm cele două procente, cu 45% sau până la 300% în funcție de tipul de cultură la care o aplicăm. De cultură. Unde s-a descoperit această creștere de 300% a productivității? La ce? În Panama, pe culturi de cafea, pe culturi, ca să vă dau un exemplu. Da. Am avut, deci a fost cultură de pepeni unde s-au recoltat mai mult de 10.000 de pepeni la hectar. 10.000. Adică un pepene pe metru pătrat. 10.000 de pepeni la hectar. Asta este mai mult de atât. Producție de cafea peste 300%. Producție de banane nici nu vă mai pot spune, pentru că au fost supraproducție. Păi și atunci vă întreb, de ce ați întârziat atât cu produsele astea și n-ați venit mai repede în România? Am venit în România, dar n-am găsit un colaborator, dar în final am găsit pe cineva, un domn care este domnul Marcel Ionescu, care... Mă rog, avem un acord acum, am început cu dânsul probele de laborator, am început deja să-l facem aici, să vedem cum... Și putem spera că în curând o să puteți produce în România aceste două substanțe regeneratoare pentru sol și pentru plante, ceea ce ar fi foarte bine. Eu zic că ar fi bine să-l ascultăm și pe domnul Ionescu, pentru că acum în partea a doua emisiunii o să-l invităm alături de noi aici în acest platou improvizat la firma Eco Hornets, cu bunăvoința domnului Hornets, ca să ne spună și dumnealui care sunt perspectivele și poate în cât timp o să putem beneficia în România de o producție locală a acestora. Da. Vă mulțumesc pentru moment. Și eu vă mulțumesc. Îl avem alături de noi pe domnul Marcel Ionescu, inventator, inginer chimist, cercetător și om de afaceri. Despre domnia sa vorbea domnul Hostu în urmă cu un minut, atunci când anunța faptul că a venit cu aceste produse în România și a găsit un colaborator cu care există speranțe mari să... Nu-i așa, să puteți face la un moment dat producție în România cu aceste produse. Domnul Ionescu, îl cunoașteți pe domnul Hostu nu de multă vreme, dar ați hotărât să inițiați această colaborare. Ce v-a convins? În primul rând, sunt un adept al noului, al produselor novatoare și în cercul nostru de inovatori, împreună cu domnul profesor Stănilă și cu domnul Horneț, am avut prilejul fericit să intru în contact cu domnul Hosu, să aflu de preocupările dânsului și întrucât s-a evitat această ocazie de a promova în România această tehnologie revoluționară pentru creșterea semnificativă a potențialului agricol și atât din punct de vedere cantitativ și mai ales calitativ, am îmbrățișat această idee și am considerat că este momentul să mă implic direct și să ajut, după posibilitățile mele, să ajut pentru a vedea această tehnologie implementată la noi în țară, ea fiind o noutate, de fapt, pe plan mondial. Și în felul acesta să putem diversifica atât activitatea noastră, cât și să dăm ocazia
să zic, a oamenilor din țara noastră să se evidențieze prin crearea unui boom agricol atât de necesar și atât de important. Pentru că până la sfârșit, hrana, alături de aer și de apă, sunt constituie pachetul de produse esențiale vieții, nu? Și dacă putem să ne aducem această contribuție, să valorificăm această oportunitate prezentată de domnul Hosu, este bine să punem tot umărul și să realizăm, să valorificăm această tehnologie cu toate implicațiile ei. Dumneavoastră aveți și o fabrică mare, aveți și un departament, să spunem așa, de cercetare în cadrul companiei dumneavoastră. Înțeleg că acolo se fac în acest moment testele pentru a mai valida odată, deși, așa cum spunea domnul Hosu, ele sunt validate atât în România cât și în alte țări, dar e nevoie de o reconfirmare locală ca să vă puteți angaja în producția acestor substanțe cu o valoare excepțională, după cum reiese din ce am discutat până acum. Care este faza de testare și când am putea spera că aceste produse vor fi accesibile agricultorilor români? Deci, în primul rând, în capacitățile care le avem, care nu sunt foarte mari, dar sunt medii, am început deja cu faza laborator, urmând să facem, să utilizăm toate etapele, pilot, semi-industrial, industrial. Sperăm că într-un timp foarte scurt să implementăm această tehnologie. Deci am folosit ceea ce avem, cunoștințele și, să zic, deprinderile, capacitățile existente, fără a apela la alte resurse. Deocamdată încercăm să ne descurcăm cu ce avem și cu posibilitățile noastre. Întrucât, eu știu, ajutorul prin alte părți guvernamental sau pe fonduri sau până alte resurse, ele deocamdată sunt de ordinul de, eu știu, sunt doar potențiale și nu ne bazăm pe ele deocamdată. Cu toate că ar trebui să, în viitor, să avem acces și la aceste resurse, care ar duce la o dezvoltare poate mai rapidă și de mai mare amploare. Pentru că, să nu uităm, creșterea cu 300% a productivității agricole, a productivității respective. Chiar și cu 50% ar rezolva problemele, da, alimentare la nivel global. E de o mare importanță treaba asta și atunci ar trebui ca toată lumea să ne sprijine. Sigur că noi trebuie să dovedim. În acest sens am apelat și la colaborarea unei stațiuni de cercetări agricole depinzând de Academia Română din domeniu, respectiv de stațiunea de la Mărculești, Călăraș, și am obținut sprijinul total al lor în experimentarea și valorificarea produselor respective, în testarea lor și, eu știu, dovedirea eficacității în utilizatorul final, pentru că acesta este. Mi se pare că e unul dintre cele mai importante lucruri, pentru că vorbim de un institut care aparține de Academia Română, iar validarea acestor produse în cadrul unui astfel de institut este girul suprem, dacă vrem să spunem așa, pentru nu numai pentru agricultorii români, dar și pentru orice alt potențial om interesat din afara țării pentru aceste produse. Sigur, asta este foarte important. Noi dorim în această tehnologie elaborată de domnul Hosu să folosim resurse naturale, numai resurse naturale, bio-ecologice, să zic așa, care sunt materiile prime de bază, la momentul acesta se aruncă, deranjează mediul. Deci am dat o întrebuințare și o utilizare și pe planul acesta în care practic folosim ceea ce se aruncă și deranjează la ora actuală și din păcate aruncăm material biologic, nu, foarte activ și foarte util.
în loc să-l folosim la, da, la creșterea producției creșterea agricole producției, da. Și încă producție bio, bioproducție, care, după cum ați precizat și dumneavoastră, este mult mai căutată și mult mai apreciată. Și mai există un avantaj. În condițiile în care va crește productivitatea, chiar și produsele bio vor avea un preț mai mic pe piață, pentru că fiind productivitatea mai mare, la același costuri, scădem și se poate ajunge ca produsele bio să concureze la preț produsele obținute prin metode, nu chiar, dar în orice caz, s-ar putea apropia. Dacă mai aveți ceva de spus și dumneavoastră, domnule Hosu, în finalul acestei emisiuni, vă rog să o faceți. Eu ce-aș vrea să mai adaug la asta, ceea ce n-am spus la începutul acestei emisiuni, este, printre altele, ce face acest produs, scade durata de maturizare a plantei, de la însămânțare până la recoltare. Adică se dezvoltă mai repede și se maturizează mai repede. Exact. Asta înseamnă că în anumite zone unde clima este mai bună, se pot obține două recolte pe aceeași suprafață. Asta ar fi ceva, dar ia să ne gândim așa, dacă cineva ar folosi acest produs și iese cu el pe piață, înainte, sigur că da, înaintea competitorului. Cu o lună, două? Nu cu o lună, două, vorbim de o săptămână, două. Și o săptămână, două, da. Florescența. Da, dacă ar folosi acest produs, asta, și asta este dovedit. Da. Sunt speranță ca anul viitor, în 2021, să se poată pune problema producției sau e nevoie de un an de teste în acel institut legat de Academia Română și mai durează puțin până când? Eu aș spera, de exemplu, să se implementeze cât mai repede. În ce sens? Pe anume culturi de un termen foarte scurt se poate demonstra imediat. Să vorbim de 2-3 luni de zile, chiar cultură de seră se poate vedea imediat. Deci în culturile de seră s-ar putea face un astfel de experiment, ceea ce ar putea duce la producția pe anul viitor, la culturile care au alt ciclu de viață, cum este grâu, care se seamănă toamna și abia anul viitor, practic ar trebui să aștepți un an. Da. Mai este ceva de spus? Ar fi multe de spus, dar așa... Da, scăderea importurilor, de exemplu. Produsul testat pe flori, de exemplu. Nu? Deci România importă 10 de milioane de euro în valoare de flori. De ce să le aducem din afară când se pot face aici? Și de calitate superioară. Da. Vă spun. Sigur, avantajele sunt pe toate direcțiile. Orice om inteligent, dacă ar lua o hârtie și să tragă singur concluzii în urma discuției pe care am avut-o noi, sigur că ar pune 10-15 puncte importante de avantaje semnificative care te-ar încuraja să folosești această tehnologie. Vă mulțumesc foarte mult! Sper ca această emisiune și tot ce ne-ați împărtășit să ajungă la cât mai mulți oameni, inclusiv la decidenții din Ministerul Agriculturii și din statul român, care sunt destul de opaci la inovațiile românești și să își schimbe perspectiva. În orice caz, așa cum în cazul dumneavoastră, fără sprijinul statului și pentru că sunt anumiți inventatori români, cum este domnul Ionescu, cum este domnul Horneț, care în timp a reușit să-și dezvolte un potențial financiar, să-și pună pe picioare propriile afaceri, pot să se implice și în susținerea inovațiilor confraților inventatori care nu toți au potențialul financiar de a face asta. Ceea ce este un lucru excepțional și cei care o fac merită toată aprecierea. Vă mulțumesc și să fie de folos! Și noi vă mulțumim! Mulțumim.